în copilul! Cam așa arată la uliță acum, la noi. Nu am mai văzut așa de mult. Vremea extremă face victime în județul Arad. Un localnic a fost găsit mort într-o zonă în care viturile au făcut prăpăd. Alți oameni au fost salvați în ultimul moment din mijlocul torenților care au luat pe sus mașini, au rupt drumuri și au inundat case. Noapte de coșmar și pentru trei adulți și un copil rămași izolați în cheile Rămețului din în urma unei vituri puternice produse pe Valea Gioagiului. Nu au putut suna la 112, deoarece în zonă nu este semnal și au fost găsiți epuizați de salvatori dimineață. Mai multe informații are colega mea Iulia Blondea. Bun găsit, Iulia, te ascultăm. Da, bun găsit tuturor. Inundațiile au făcut prăpăd în 10 de localități din România, iar cel mai grav este la Arad, acolo unde viiturile au făcut prăpăd și mai mult decât atât au ucis un bărbat. Un bărbat care a fost luat de o viitură și târât aproximativ 5 kilometri. A fost găsit, din păcate, fără suflare, iar medicii nu au reușit să îl mai readucă la viață. Mai mult decât atât, tot în Arad, 10 de locuințe au fost inundate, apele au făcut prăpăd, au fost viituri devastatoare care au rupt totul în cale. Au luat pe sus mașini, copaci, dar și foarte multe bunuri ale oamenilor. Au fost momente dramatice, pentru că părinții cu copiii în brațe au fost salvați de pompieri, fie pe geam, fie pe acoperiș. Și asta pentru că o familie, doamnelor, domnilor, s-a refugiat într-un pod din cauza apelor care au inundat locuința. Și în județul Hunedoara sunt localități care la fel au fost lovite de viituri. Un drum s-a rupt în două, iar 4 sate au rămas izolate. Și în județul Alba au fost clipe dramatice pentru că o familie cu un copil a rămas blocată o noapte întreagă pe un traseu montan, iar din cauza viiturii puternice, familia cu copilul nu au mai putut să ajungă la un drum. Cert este că s-a intervenit în toate aceste situații, pompierii intervin și în aceste momente pentru a înlătura efectele negative ale acestor inundații. Mulțumesc, Iulia, iar avertizarea de furtuni este valabilă și în această dimineață. Expertul meteorolog Silviu Grigore vine cu toate informațiile. Bună dimineața, Silviu! Bună dimineața, bine v-am regăsit. Într-adevăr, până la ora 10 rămâne în vigoare atenționarea cod galben emisă încă de ieri de către Administrația Națională de Meteorologie, dar trebuie să remarcăm faptul că vremea s-a ameliorat considerabil comparativ cu ziua de ieri, dar și cu prima parte a nopții trecute. Concret, în orele următoare, așa cum ne arată distribuția probabilă a precipitațiilor, fenomene asociate instabilității atmosferice vor mai fi. Îndeosebi în regiunile sudice, sudvestice, precum și la munte și parțial în centru, vorbim despre averse pe locuri, descărcări electrice și intensificare ale vântului, fără însă să mai vorbim despre cantități foarte mari de apă în urma ploilor cu caracter torențial. Lucrurile însă evoluează în aceeași manieră, adică instabilitatea atmosferică în zilele următoare va fi accentuată temporar în bună parte a țării. Mâine, spre exemplu, vor fi vizate mai ales zonele aflate în jumătatea de nord a țării, bineînțeles și la munte, pentru că accentuarea instabilității atmosferice va determina din nou dezvoltarea norilor convectivi, acei nori ce aduc averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului izolat, condiții de grindină și vijelii, iar în urma ploilor torențiale se pot acumula punctiform cantități de apă mai importante. Iar la jumătatea săptămânii, miercuri, iată, aria și intensitatea acestor fenomene vor fi în creștere, pentru că sub influența unui front atmosferic, mai întâi vestul, centrul, nordul țării, apoi și estul țării, bineînțeles și zonele montane, vor fi vizate de averse frecvente pe aloc cu caracter torențial în cantități importante, rafale de vânt izolat cu aspect de vijelie și chiar căderi de grindină. Astfel de fenomene rămân de interes în bună parte a țării și joi, iar spre a doua parte a săptămânii și mai ales spre finalul ei, contăm pe o restrângere a ariei și intensității acestor fenomene. Din punct de vedere termic, ziua de astăzi vine cu valori apropiate de cele normale, cam 24 la 31 de grade Celsius. Mâine, vreme călduroasă, chiar putem spune, în zonele de câmpie, maxime până în jur de 32 de grade la umbră, dar începând de miercuri vremea se răcește, ca urmare a faptului că, iată, în acele nuanțe de verde, remarcăm o masă de aer mai rece care ajunge în zona țării noastre. Răcirea va fi mai întâi în regiunile
vestice, nordice și centrale, iar pe parcursul zilei de joi temperaturile scad în toate regiunile și în acest fel maximele vor fi doar între 18 și 28 de grade. Ulterior, în urma schimbării circulației atmosferice, aerul cald revine în zona țării noastre și finalul de săptămână va veni cu vreme călduroasă în majoritatea regiunilor.